Bună tuturor și bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt Madalina, iar astăzi vom face împreună biscuiți cu lămâie și scorțișoară. Găsiți aici lista ingredientelor necesare. Pentru început, transferăm untul moale într-un bol încăpător, împreună cu zahărul. Amestec ușor cu spatula pentru a combina cele două ingrediente. Schimb spatula cu un tel și amestec pentru aproximativ 5 minute. Sau până obțin o cremă deschisă la culoare. Adaug oul și coaja rasă de lămâie și le încorporez și pe ele. Adaug scorțișoară măcinată, praf de copt și zeama de lămâie. Amestec ușor cu telul până le încorporez și pe acestea. Ultimul ingredient este făina. O adaug în 3 părți, amestecând bine după fiecare parte adăugată. La început, amestec puțin cu telul, apoi iau spatula. Acest aluat este foarte ușor de manevrat datorită untului din compoziție. Deci îl puteți frământa foarte ușor și cu mâna. Totuși, nu este indicat să-l frământați foarte mult, ci doar atât cât e nevoie pentru a încorpora toată făina. Aluatul este gata. Îl vom pune la frigider pentru jumătate de oră. După ce am scos aluatul din frigider, îl pun pe blatul de lucru. Pudrez cu făină atât blatul de lucru cât și aluatul pentru a nu se lipi. Întind aluatul cu sucitorul, mișcându-l destul de des dintr-o parte în cealaltă. Eu nu am lăsat aluatul foarte gros pentru că urmează să decorez biscuiții, dar voi îl puteți face cât de gros doriți. Decupez biscuiții cu ajutorul unui cerc sau a unor forme de biscuiți. Îi transfer într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și îi pun la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius pentru 15-20 de minute. După ce s-au copt, scot tava din cuptor și îi las la răcit. Biscuiții sunt gata pentru a fi decorați. Așa arată rezultatul. În acest stadiu îi puteți orna, îi puteți umple cu dulceață sau îi puteți lăsa simpli. Glazurez biscuiții cu glazură Royal Icing pe care am făcut-o eu. Găsiți ingredientele în descrierea videoclipului. Găsiți această glazură și online în diferite culori și arome în caz că doriți să o cumpărați. Procesul de decorare al biscuiților este unul foarte lung și de aceea nu l-am filmat pe tot. Dacă sunt persoane interesate de clipuri cu decorarea biscuiților, vă rog să-mi spuneți în comentarii, iar pe viitor voi lua în considerare acest lucru.
Decorul este aproape gata, urmează să-l las la uscat și să fac ultimele detalii. Și priviți rezultatul! După multe ore de muncă, biscuiții sunt gata. Sper să vă placă rezultatul pe care l-am obținut. Mulțumesc pentru vizualizare și ne vedem la rețeta următoare! La revedere!